Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună venit, bine m-a regăsit! Una dintre marile companii low-cost de curse aeriene părăsește nu doar Suceava, ci și alte orașe cu aeroporturi din seria celor mici. E vorba de Oradea, Sibiu, Timișoara și Suceava. Rămâne doar pe aeroporturile Otopeni, Iași, Cluj. La Iași rămâne. Și cam atât, cred. Da, am văzut decizia companiei. Înțeleg că primeau o subvenție pe unele aeroporturi din astea mici, parcă la Sibiu și nu știu unde, ca să opereze pe ele, și asta ar fi explicația, că nu mai primește subvenții și în cazul ăsta nu mai sunt rentabile aceste curse. Bun, Roma, adică n-are și... n-are ceva cu Suceava. Sub nicio formă, nu. În mod compania special. În sine are ceva probleme financiare de după pandemie. Dar toate companiile aeriene au probleme financiare. Știu că în pandemie a fost puternic zdruncinată Alitalia. Mi se pare că a și colapsat Alitalia și a intervenit guvernul. Marea companie, care este una dintre cele mai puternice companii aeriene din lume, Lufthansa, a avut probleme, a intervenit guvernul german. Companiile astea mari, unde sunt și acționare de la stat, au fost salvate. Astea mici, locuri. Oricum, eu n-am înțeles niciodată, dar absolut niciodată, cum pot să funcționeze aceste companii low cost cu 10 euro biletul, cu 50 de euro biletul. Bine, nu sunt toate biletele din aeronavă la prețul acesta. Este greu să înțeleg, pentru că ai niște taxe de plătit. 10-15 bilete, da, la prețuri reduse. Știu, dar sunt foarte multe prețuri foarte mici. Adică este, nu știu care a fost, și nu m-am mirat deloc când am auzit că pică așa ca popicele în timpul pandemiei, pentru că ele veneau cu datorii din spate. Adică n-ai cum să ții atâtea avioane, să le pui să zboare și să... N-ai. Pentru Roma și Milano mai sunt curse, dar pentru Bruxelles, Dublin și Manchester erau singurii operatori. Da, acum or să aibă niște persoane de suferit, cele care lucrează în zona respectivă, în zonele respective, cei care vreau să meargă aici, dar sunt alte modalități de ajunge, adică mai mergi până la Iași, mai mergi până la Bacău, nu știu, cred că au făcut în așa fel, cred că sunt făcute calcule în așa fel, încă dacă Bacău zboară pe Dublin, să zicem, tu să mergi pe Monaco, adică să fie un... Dar pentru că nici companiile astea, adică câtă lume merge la Dublin? Oh. Bun, probabil că merge în perioadele astea de vacanță de vară, când sunt sărbătorile de Paște și de Crăciun, probabil că atunci este mai aglomerat. Foarte mulți cetățeni au mers și în City Break la Dublin, pentru că zborurile erau joi-duminică, era convenabil cumva. Da, dar e o decizie a companiei, e o companie privată, a luat această decizie, asta este situația. Anularea cursei de Viena ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă. Viena o destinație îndrăgită până de curând. Bun, acum gata, nu mai, la Viena nu mai merge. Sau poate ar trebui să fie un semnal de alarmă, că nu, acum, altele se strică cu Austria. Am zis toți, astea, valurile astea trec, deci toate trec la noi. Sabotajul la adresa Austriei sau da, ce? Da, bun, asta e o... Frecție, vezi de treabă. Că am și vorbit cu oameni din sistem. Din sistem însemnând de pe la benzinării și de la bănci. Nu s-a întâmplat nimic. Vreo 2-3 dacă au venit. Dar la noi numai gură de oameni. Pe Facebook. Pe Facebook lumea votează. Pe Facebook lumea se revoltă. Totul voi e pe contează, Facebook. Da. Dar în asta reală nu. Vezi de treabă. Nu se întâmplă mare lucru. Au fost câțiva oameni. Mai e interesant că nu alimentez la OMV și că merge. Nu alimentez. Nu știu, merge la Lukoil, dar acolo ce faci? Sunt ruși. Susi războiul din Rusia. Bă, nu merg la Lukoil. Cine merge? Merg la ăsta, cum îi zice? La Socara, acolo s-a zer. Mă duc dau bani la regimul corupt din Azerbaijan. Bă, nu mă duc nici acolo. Mă duc la Rompetrol. Mă, dar ăștia nu le-au dat statul român, nu știu câte scutiri la plată, nu s-au făcut niște șmecherii și acolo. Și atunci de unde să alimentezi? Mergi cu transportul electric. Sorin, uite. Dacă vrei să mergi la aeroport, poți să mergi cu transportul electric. Mai, dacă vrei să mergi la Moara, conferință de presă, Wizz Air o face mâine, o conferință de presă. Wizz Air își întărește, practic, da. Dar eu cred că și aici, adică cred, cum sunt companiile astea mari, că aparent ele piața sunt... Piața împărțită, de fapt. Concurent, da. Cum e Pepsi, Coca-Cola, știi? Ei și-au împărțit piața, au așa, bă, tu te duci acolo, eu mă duc acolo. Sunt niște discuții...
în spatele ușilor închise. Eu cred că și aici companiile aeriene. Mă las să operez eu pe zona asta, Ryanair. Fac bază la Suceava. Lui Zero mă duc acolo, tu mergi, nu știu care, altă companie la o costă acolo și eu cred că așa se... De Blue parte... nu mai auzim nimic. Asta e că ei sunt probleme. Și toată lumea cred că și împarte așa. Pe de altă parte, eu zic că nu ne-au născut cu fundul în avion. Adică eu nu sunt așa o fire pretențioasă, știi? Acum lumea e mai pretențioasă. Eu sunt mai sărăcuț așa și nu vreau nici nu știu ce confort și să mă revolt. Că eu nu merg nici la Dublin foarte des, nici la Viena foarte des. N-am fost niciodată la Dublin, de pildă. La Viena am fost, am trecut pe acolo. Nu am și stat la Viena o noapte. Dar nu știu, așa e... Lumea se înfurie foarte repede și tot pe Facebook. Cred că sunt unii care n-au ieșit din țară vreodată și sunt foarte supărați că scoate Ryanair-ul avioanele astea. Eu nu știu dacă au ieșit din țară, dar e supărați. Adică orice chestie, doamne, da, chiar așa? Da, băierule, dar ne ia avioanele noastre? Ca în bancul, unul din bancurile tale. Preferi. Nu, dar bă, ne luați avioanele noastre, ce faceți aici? Dar autobuzele nu ne le ia nimeni, din potrivă, uite, poți să mergi să vizitezi în fiecare zi aeroportul pe exterior. Da, și ce se face acolo? Te duci și vezi, este un avion în fața aeroportului, te uiți la avion. Bă, te uiți o dată, două. Te întorci. Da? Dar e naibii de mic aeroportul nostru. Adică, parcă pe vremă, nu știu, era mai aerisit acum și multe panouri acum, e foarte... Era mai aerisit că era o cursă pe zi, Sorin. Nu, dar știu că era chiar aerisit. Bă, mi se pare extraordinar de înghisuit. Ori am crescut eu, mă, nu știu ce se întâmplă. Ne-a rămas aeroportul mic. Ne-a rămas aeroportul mic. Știi, și nici e acolo o chicinetă, un chioșculeț la intrare. Mai e ăla unde îți dă o cafea în picioare sau... Cum să nu? Da, nu, dar... Ai și duty free în aeroport. Să fie un pic mai... Ești duty free? Și ce ți-ai? Pereți? Suvenir, știi? Da. Că asta e plural. Nu, dar chiar e mic aeroportul. Adică atunci când s-a făcut modernizarea... Dacă tot ei, terminalul 2, 3, 8. 8, 7, până se facă aia. Dar el așa, în general, e mic. Nu-ți nu vrei să ieși mic de autobuz. Păi ce să zic, foarte bine că se bagă autobuz. Chiar foarte bine. Adică și la prețul ăsta, 10 lei, este foarte bun. Acum, de la Autopeni, parcă o plei biletul. Când am fost de la Autopeni ai și metrou, acum. Nu e metro, e trenul ăla care duce în Gara de Nord, din jumate în jumate de oră, nu știu cât e prețul acolo, dar știu că la autobuz, de la Autopeni și mergi cu el până în Roman, acolo e o play, deci e mai ieftin ca noi. Dar 10 lei e un preț foarte bun, sunt 14 km, 100 de minute poți și să schimbi autobuzul și nu se compară cu prețul pe care ți le ia pe taxi. Deci care e de cel puțin 5 ori mai mare. Da. Dacă nimerești unul care pornește aparatul, de dacă gașa. Nimerești un taximetrist care... La, cu care astea, te înțelegi, la aplicațiile astea, Bolt și Uber, nu știu. Cam așa, 50. Da, da. Oricum, e rentabil cu 10 lei și să-ți vină și noaptea, e foarte și regulă. Se, practic, se pornește și transportul metropolitan cu 15 decembrie, odată cu adică această cursă la aeroport, da, și odată cu cursa de moara. Deci, practic, operată de TPL. Prima atestare documentară a metropolei Suceava e mâine, nu? A metro, da. Nu, mâine, când începe cu asta așa, de mâine este metropolă. Te întreabă cineva unde stai, metropola Suceava. Da, dar nu ești ca în capitala, nu a țării. Ba, se aseamănă din anumite puncte de vedere cu capitala țării, capitala Republicii Rădăuți. Unii ar spune din fericire, mai ales părinții care își țin copiii acasă și nu-i lasă să meargă la școală din cauza frigului. Da, e o problemă acolo veche asta cu Rădăuți, cu central. Am văzut că tot se lucrează, că postează primarul Bogdan Loghin tot imagini cu oameni care sudează, trag țepi, bagă țepi pe acolo, așa. Nu știu ce s-a întâmplat așa de... Păi ca la București. La București de ce bun, s-a la București e o problemă și cu țevile. Aici e o problemă cu centrala. Acolo e și problema de transport a energiei termice, a apei calde. Și de-aia că pocnește și nu mai merge. Dar aici e problemă cu centrala care să-ți dea ție. Dar nu știu, bine, adică nu știu. Eu am crezut că s-a terminat epoca aceea în care iarna ne lua pe nepregătite. Ba cu generalul Iarnă, ba cu colonelul Calorifer, ba cu, știi? Dar bă, că în continuare sunt locuri, dar așa cum bine ai subliniat, Rădăuțiu e un municipiu mai cu moți, e
e în Republică, este capitala Republicii Rădăuți și nu putea să se compare decât cu, cu București. Cu altă capitală. Noi suntem la Suceava, cu capitala Republicii România. Da. Da. Că asta nu e de nasul Rădăuți. Acolo e Republică, Republica România. Ce Republică suntem noi acum? Capitalistă România? Republica sau cum se cheamă? Republica parlamentară suntem. Nu, dar cum se cheamă țara noastră? Republica România. E democrată sau cum? Republica Democrată? Nu, e simplu. Nici federală, da, nici democrată, nici federală. Nici la parlamentară. La Rădăuți trebuia să... Să zic că am fost de curând acum la București, m-am întâlnit cu un prieten de-al meu și și-a sunat nevasta, stă undeva prin Ghencea pe acolo, și și-a sunat nevasta să întrebe, a venit apa caldă, parcă eram în timpul lui Ceaușescu, știi? Și la care nevasta zice... A venit, dar e rece, nu, eventual. Ce apă caldă? Adică, ce cu tine? Ce întrebări sunt astea? Cum să vin așa dintr-o dată? Da, e de neînțeles. Și multe sectoare din București sunt afectate. Cum ai știut și prin sectorul 2, un tip și acolo. Chiar acolo e o problemă foarte gravă. În conținere care în București, termoficarea era foarte ieftină, era foarte caldă în casă. Era foarte ieftină, dar ea e ciuruită, rețeaua aia, și lungă. Au fost discuții între el, Cen și... Am scap acum, că ți-am zis că am făcut mai de mult o emisiune cu asta din 2014, când eram eu și am făcut cu Sorin Oprescu, era primarul general al Capitalei, și problema asta am discutat-o și i-a zis că ca și mâine era rezolvată cu fuziunea, cu nu știu ce, și era problema rezolvată. Nici ziua de azi nu s-a rezolvat, au trecut 8 ani. Apropo de promisiune electorale. La Rădăuți, acum e o capitală ceva mai mică decât o zecime dintr-un sector din București. Dar numai puțin mândră. Dar mândră ca o floare. Și bă, nu știu care este orizontul de așteptare, că l-am văzut pe Bogdan Loghin anunțând acum vreo 3 zile, cred că a postat, că se lucrează în continuu. Și de acolo am înțeles că se apropie pe sfârșit. Oricum, este inadmisibil ca în plină iarnă să ții niște copii să învețe la... Bun, e zic 18-19 grade. În casă ar fi 19-21 da. De grade. 19-21 de grade sunt în casă la mine. Că când nu dau centrala mai tare. Dar stai un pic, nu, să nu ne jucăm așa, că una e 18 grade și una 21 de grade. Corect. La 21 de grade e în regulă. Dar dacă stai pe loc și lucrezi la 20 de grade, sau te ia frigul. Știi? Adică toată lumea poate verifica eu când nu. Trebuie să fie măcar 21 de grade. Dacă stai, nu faci mișcare, te ia frigul. Dacă faci sport sau așa... Poți să fie și 15 grade, 16 grade. Dar oricum, e rușinos așa într-o capitală de republică, cum este Rădăuțul, să nu aibă... Bun, și în România e rușinos că nu are capitala țării, dar... Are târg de frumos de Crăciun. Înțeleg că oamenii mai mulți se încălzesc pe acolo. Că sunt mai mulți, știi, mai... Aburul care este. La care capitală te referi acum? La aceea țări, a Republicii. Da, în sectorul 6 e făcut un târg, au fost niște persoane cunoscute și au zis că arată chiar foarte bine. L-au lucrat cei de la Antold, cei care fac Antoldul, s-au ocupat de organizare. Da, acum să sperăm că îți dai seama că este și interesul primarului, că acum, cum te erodezi fără căldură iarna? Te erodezi, dar așa, dar numai să ieși pe stradă așa, știi, să fii primar și să n-aibă lumea încălzire, când ieși pe stradă, cum ți-e? Adică mergi cap în pământ, sau nu mergi pe stradă, sau ce faci? Mergi, umbli noaptea să nu te vadă. Că nici nu e mare metropolă Rădăuțul. Se cunosc oamenii acolo, între ei, vorbesc. Îți dai seama cum sună telefoanele, primarul sună la serviciu comunale, el la serviciu comunale, zoresc pe meseriași, hai mă mai repede, da șeful, dar n-am, trebuie cheie de 16, că șurubul nu-i bun, că s-a stricat ventilatorul, ventilul, adică tot știi cum apar la noi. Dacă ar fi astea cauzele reale, dar e posibil să fie cauze de altă natură, na, să nu mai trebuiască să rămână societatea asta la servicii comunale, de exemplu. Să ajungă la altcineva care o poate pune repede pe picioare, pe chituci. Bun, dacă se face șmecherie asta, atunci mă interesează și dacă se urmărește asta, atunci să meargă să ia. Știi, cine cum era aia cu DNA să meargă să ia? La întrebări. Te rog să te interesezi. Mulțumesc pentru discuția de astăzi.